Un șofer beat criță a fost la un pas să lovească aseară o mamă cu doi copii care traversau strada pe zebră în sectorul Botanica din Chișinău. Câteva minute mai târziu, același conducător auto a provocat un accident, din fericire, fără victime. Polițiștii au descoperit că bărbatul avea o alcoolemie de aproape 9 ori peste limită. Camera de bord a filmat momentul în care șoferul a trecut cu viteză pe o trecere de pietoni din sectorul Botanica. Chiar în momentul în care o mamă cu doi copii traversa strada, s-a întâmplat ieri în jurul orei 17:00. Câteva minute mai târziu, același șofer a provocat un accident pe strada Sarmizece-Tuza. Copiii vin de la școală și La fața locului a intervenit imediat poliția. Etilotestul le-a arătat oamenilor legii că bărbatul avea 1,33 de miligrame litri alcool în aerul expirat, adică de aproape 9 ori mai mult decât maximul prevăzut de lege. În urma accidentului rutier, din fericire, nimeni nu a avut de pătimit, iar preliminar conducătorul automobilului Dacia a urcat în stare de ebrietate la volan unității de transport. Pe caz a fost inițiată o cauză penală, iar persoana culpabilă riscă amendă de până la 125.000 de lei, închisoare de la 1 la 3 ani, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Reamintim că pe 7 septembrie au intrat în vigoare modificările legislative ce prevăd dublarea amenzilor pentru cei care urcă la volan în stare avansată de ebrietate, de la 75.000 de lei la 150.000. Doar de la începutul acestui an, polițiștii de patrulare au prins aproape 4.000 de șoferi care au condus beți. Unii dintre ei au provocat peste 200 de accidente, în urma cărora 11 persoane au murit, iar alte 136 au fost rănite.